Bună ziua! Astăzi vom învăța despre adăugarea și editarea tabelelor în aplicația LibreOffice Writer. Pentru a adăuga un tabel, de la meniul pentru tabel Table, se va alege opțiunea de adăugare Insert Table, în care vom stabili numele tabelului, numărul de coloane și numărul de linii. După adăugarea tabelului, putem adăuga linii sau coloane de la meniul Table, opțiunile de Insert, sau putem șterge rânduri sau coloane de la opțiunile de Delete. Dacă dorim selectarea întregului tabel, o putem face prin opțiunea Selectare tabel din meniul Table. Se pot uni mai multe celule sau se pot diviza. Putem avea stiluri de formatare automată. Ne putem stabili tipul de date ce se adaugă în tabel. Și de la proprietăți, putem alege opțiuni de spațiere, dimensiune, poziționarea textului în celulă, lățime diferite a coloanelor, borduri sau fundal pentru celule. Printr-o exemplificare, să creăm un tabel în care vom reține orarul clasei. Tabelul va avea 6 rânduri și 8 coloane. Primul rând va reprezenta numărul orei, apoi fiecare rând câte o zi a săptămânii. Prima coloană va reprezenta ziua săptămânii, apoi vom completa de pe a doua linie materia din orarul respectiv. Să colorăm cu albastru primul rând și prima coloană. Stabiliți borduri îngroșate la un punct, culoare negru, pentru aceste celule. Uniți celulele alăturate de pe aceeași linie care conțin aceeași materie.
stabiliți alinierea în cadrul celulei, centrat pe verticală și orizontală. Încercați singuri. Felicitări! Astăzi ați învățat despre editarea tabelelor în LibreOffice.